patronul echipei, vom conferință de presă și contra jucătorii reprezentativi. La Alex Prenta, despre meciul de mâine, vă sper să vă spună două vorbe și atunci vă dăm. Te așteaptă o partidă foarte grea. Din păcate, ne aflăm într-o situație foarte dificilă. În clasament, situație cu care Pedro nu s-a mai gândit de ceva timp. Însă, nu avem ce face decât să intrăm pe teren și să reușim să adunăm puncte și să ieșim din această situație. Voi? Cum ați primit vestea noului antrenor? Păi, știți cum e, fiecare schimbare la nivelul băncii tehnice nu poate să te bucure, pentru că, în primul rând, asta arată că avem probleme. Pe de altă parte, asta este viața antrenorilor. Când ceva nu merge la nivelul rezultatelor sau jocului, cel mai ușor este să se schimbe în antrenor. Sperăm să facem treabă bună cu domnul Stoichiță, să ne ajute să ieșim din această situație. Dânsul are experiență mare, a lucrat la echipe mult mai mari, la echipe naționale, și sperăm cu experiența lui să reușim împreună să ieșim din această situație. Ați avut o întâlnire cu el? Ați avut timp, da? Da. Am avut ieri, a fost primul antrenament pe care l-am făcut împreună. V-a spus ceva? Un mesaj? Bineînțeles că dânsul a venit cu un mesaj de încredere, pentru că altfel, cum i-a spus și dânsul, altfel nu sunt normal această treabă. Sperăm, cum am zis mai devreme, să reușim împreună să câștigăm puncte. Asta e cel mai important. Alex, așa, la o primă vedere, l-ai simțit că are motivația de a la salvarea pentru rog? Cred că faptul că a venit, asta e primul lucru. Apoi, vă dați seama, încă de la prima antrenament mi-a trasat așa unele principii de ale dânsului. Sperăm să reușim să le implementăm și să arătăm pe teren că această schimbare de antrenor a fost de bun augur și sperăm din toată inima să fie și ultima. Domnul Stăchiță spunea la un moment dat că se gândește inclusiv la varianta de a muta echipa de la proiect. Probabil din cauza cazului. Cum ai simțit această destimare? De fapt, cred că dacă ai fi înțeles de acord cu ea. În ultimul timp se tot discută despre această problemă și este foarte dificil să, din punctul meu de vedere, este foarte dificil să iei o decizie, pentru că, sincer, pe Ilie Oană și cu terenul acesta, avem o forță importantă în terenul propriu. Dar, pe de altă parte, este și acest teren care ne împiedică, mai ales împotriva echipelor în care noi trebuie să câștigăm 3 puncte sau să ne impunem jocul, iar calitatea gazonului sigur că ne împiedică, mare. Alex, se spune de ceva timp că în locul Petrolului sunt 3 găști. E un sâmbure de adevăr? Nu vreau să discut aceste probleme, pentru că țin de vestiarul nostru și chiar nu cred că sunt în măsură să discut lucruri care țin de bucătăria internă. Pe de altă parte, sincer să vă spun, eu nu cred că este o situație mai rea ca și la alte echipe. Adică este normal că nu pot să fie 24 de jucători să fie puține dintre ei. Dar eu spun că este chiar un mediu normal pentru un club de fotbal sau pentru echipă. Cum am zis, când intrăm pe teren, încercăm să uităm de toate lucrurile acestea și, cum să spun, să arătăm noi ca o echipă și ca foarte uniți pe teren. Pentru că până la urmă nu ne cere nimeni să fim prieteni în afara terenului, ci pe teren, când îmbrăcăm același tricou, să arătăm ca o echipă. Mulțumim pentru... Mai ai ultima întrebare. Vreau să întreb cu faptul că sunt două echipe disperate cu chinimele de rigoare. Poate cu disperarea asta să reușiți. Nu să fac. Da. Bineînțeles că mâine vom juca la Victorie. Avem nevoie de 3 puncte. Și cu gândul acesta vom intra mâine pe